Bună seara și bine v-am regăsit! Este Art Cultura, este o nouă seară și întâlnire de vineri, ca de obicei, la fiecare ediție, pentru voi toți cei care ne ascultați, încerc să vă aduc în atenție oameni, personalități, teme și alte preocupări care ar putea să facă viața noastră mai frumoasă. De această dată am plăcerea de a avea alături pe doamna Floriana Jucan, director general al Q Magazine. Doamna Jucan, în primul rând, vă urez bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc în cadrul pentru invitație. Studio. Eu mulțumesc faptului că ați dat curs acestei invitații pe care v-am adresat-o, înțeleg că sunt un om norocos. Chiar nu puteam să refuz cultura și chiar sunteți norocos pentru că sunt destul de exigentă în general când răspund unor astfel de invitații. Și din pricină că nu am timp și din cauza faptului că detest discuțiile sterile, discuțiile anoste, discuțiile superficiale și nu vreau să încurajez să girez cu prezența mea acest tip de fast food pe care îl întâlnim deseori la televizor. Trebuie să recunosc că radio încă și-a păstrat un statut aparte și o decență și un profesionalism pe care, iată, îl recunosc și prin prezența mea la această emisiune. Haideți să începem chiar cu începutul, deci trebuie să le spunem ascultătorilor noștri care va fi tema de discuție. Vom vorbi chiar despre așa zisa informație culturală, ea totuși există, cred că este mai greu de identificat și mai ales ceea ce ne interesează este cât consumăm din această informație culturală. Într-un fel sau altul avem de-a face cu ea, sub toate formele. Suntem bombardați de informație, netul ne aduce, fără să vrem, toate evenimentele lumii deja la îndemână. Suntem în era informației. Da. Trăim, mestecăm aproape informația asta fără să ne mai dăm seama ce anume facem. Cum selecționăm și cum girăm cu interesul nostru această informație culturală? Cum o identificăm, în primul rând? Cred că este este rezultatul mai multor factori care are legătură cu educația noastră, cu zonele noastre de interes, cu personalitatea noastră, sigur și cu timpul nostru și cu efortul nostru și cu dorința noastră de a evolua. Cunosc oameni care nu citesc, nu digeră produs cultural, indiferent de ce tip este acesta, și sunt oameni actori sociali, sunt oameni politici, sunt oameni care decid, aș putea spune, la nivel național, la fel cum cunosc oameni care sunt consumatori și sunt iubitori și sunt și nu resping niciuna dintre formele prin care cultura ajunge la ei. Aș putea spune că, într-un fel, sunt în această a doua categorie. Îmi iau informația și informația culturală vorbesc și digitalizată, dar și în mod tradițional. Haideți să o luăm încet, încet. Ați vorbit despre cel puțin două categorii aici, le-ați adus în discuție. Aș vrea să fac niște precizări. Se pare că există cel puțin două filoane mari. Unul tradițional, cel cu care avem de-a face toți în mediul educativ, cel puțin în școală, ni se dau niște așa zise repere culturale. Depinde când facem școala. Sau depinde când am făcut școala. Asta, depinde ce tip de școală facem. Da, asta apropo de anumiți factori decizionali din viața noastră politică. Da. Da. Înțeleg. Dar noi luăm parcursul, să spunem, general, cel fericit, în care ne ducem la școală, ni se servesc o serie de, să spunem, repet acest lucru, repere culturale, ni se dau niște nume mai mult și niște texte sau, să spunem, niște trimiteri în teren, pur și simplu puncte geografice. După care, în paralel, nu trebuie uitat că, cel puțin de când trăim cu toții în era televiziunii, există un alt tip de cultură, acest tip de cultură media, cultura pop, care ne bombardează vrând nevrând și care cred că are un impact absolut, fără a se lua în sens negativ,
acest cuvânt, devastator. Și are un rol de formare. Da, și practic, un rol foarte important de formare. Da, practic, informația în această epocă, aș putea spune că generează și formează instincte sociale, personalități sociale, practic formează relații. Și mai ales modele. Și mai ales modele inspiraționale, da. Exact. Adică fondatorul Facebook este un model în egală măsură în care, de pildă, nu știu, Balzac este un alt model pentru epoca lui. Da, este foarte adevărat. Nu putem trăi în afara modelelor. Acum să vedem cu ce fel de modele avem de a face. Este aproape o junglă de modele. Cred că este o chestiune, e o competiție de modele, da. Nu o junglă. Da. Cred că este o chestiune de alegere. De alegere și de rezonanță. Depinde cu ce rezonăm și cu cine rezonăm, cu cine vrem să ne asociem. Eu mi-ar plăcea să vorbesc mai mult despre mine pentru că mă cunosc cel mai bine și în general mă feresc de generalizări. Păi și dumneavoastră sunteți un model, nu? Da, din păcate aș putea spune că sunt un model oarecum mai tradiționalist, dar nu neapărat conservator. Pentru că sunt la granița dintre a fi tânără sau bătrână, am 40 de ani, m-am format în primii ani de școală în epoca veche, în epoca comunistă. A contat foarte mult rolul pe care învățătoarea mea l-a avut în primii 4 ani, pentru că ea mi-a cultivat această plecare umanistă către limba și literatura română. A contat iarăși profesorul meu de limba română, Mircea Cadaru, Dumnezeu să-l odihnească. Asta apropo de modele, știți că uneori profesorii ne sunt modele. Fără adică să vrem. Și ca, exact, și Camus în prima parte a vieții, pentru el profesorul de la liceu a fost modelul lui. Și de altfel când a primit premiul Nobel, i-a și scris o scrisoare profesorului lui. Și ei mi-au cultivat cumva această plecare către tot ce a însemnat partea umanistă, pe care bazele acestea le-am pus atunci în mine și le-am continuat. Adică aceea a fost fundația pe care m-am construit ca om social, ca om public, ca personalitate și ca om emoțional, dacă vreți. În același timp însă, conducând de 8 ani de zile un proiect media, revista Q Magazine, care trebuie să se adapteze competiției cu online-ul, competiției cu contentul pe internet, a trebuit să, și fiind manager, practic, a trebuit să fiu și pragmatică. Sigur că la nivel de alegere, pentru mine personal, voi rămâne întotdeauna fidelă cărții tipărite, dar asta nu înseamnă că nu promovez prin revista Q Magazine în egală măsură și modelul de informație digitală. Repet însă, trebuie să, fără să le excludem, pentru că cred că ar fi o greșeală să le excludem, cred că ar fi un extremism greșit, a exclude modelul tradițional înseamnă a nega niște valori care sunt declarate și de UNESCO în patrimoniul universal și a exclude valorile actuale și formele de informare actuale înseamnă iarăși a nu ne adapta, adică înseamnă o inadaptabilitate socială care ne va exclude pe noi înșine din societate. Deci cred că trebuie să facem un balans, un echilibru just, dar sigur, fiecare decide pentru el ce înseamnă just între cele două modele. Și cum reușiți să faceți acest, până la urmă, joc? Există un grad de adaptabilitate în funcție și de mediu. Bineînțeles că fiecare încearcă să-și genereze un mediu în care să fie cel mai bine, să se simtă cel mai natural. Apropo de acest tip de formare a dumneavoastră, pe care le considerați vechi, cu ghilimelele de rigoare, da. Având în vedere că... Vechi, dar nu arhaic. Da. Sau nu de suet. Da, aici este de discutat, pentru că tinerele generații s-ar putea să spună, domne, cartea e foarte bună, dar de ce să nu o luăm de pe net? De ce să nu accesăm un rezumat? Această modă cu rezumatele... Domnul Păvu, trebuie să stabilim de la bun început că
drumul este de la cate spre net, practic netul ce face? Este o memorie a cărții scrise. Da, o arhivă mondială. O arhivă mondială. Deci drumul de aici este, de aici începe. Adică cei care neagă baza, care neagă originea, este ca și cum am negat originea lumii. Sigur, fiecare are un punct de vedere despre originea lumii, dar totuși există un punct de plecare, există o naștere a fiecăruia din punct de vedere al gusturilor și al alegerilor. Eu nu sunt împotriva, adică nici n-am cum să fiu, ar fi utopic să fim, pentru că este un fenomen global. Digitalizarea este și care într-o oarecare măsură chiar și folosește. Eu sunt acum în situația de a fi student din nou. Urmez Facultatea de Studii Iudaice la Universitatea București și mă găsesc deseori în fața unei documentări și de tip Google, pe care o detest, dar în același timp îmi dă niște repere, îmi dă totuși o informație basic. Și face viața mai ușoară oricum. Îmi face viața mai ușoară, exact, îmi economisește timp, într-un fel, dar pentru că sunt un om profund, sunt un om de substanță, sunt un om care se duce la izvor, dacă vreți, nu renunț la documentarea de tip bibliotecă, de tip clasic, aș putea spune, în sala de lectură de la Biblioteca Centrală Universitară. Da, bineînțeles, asta ține mai ales de formația, adică, dumneavoastră. Da, nu le exclud. Și, în general, eu acest tip de model, acest tip de mixt l-aș promova. Fără să facem o alegere, știți că ca în alegerea Sofiei, adică pe care copil îl alegem. Este bine să utilizăm ambele instrumente sau ambele puncte de vedere sau ambele universuri, dacă vreți, și să le dominăm sau să ne îmbogățim din ambele variante. Bineînțeles că orice studiu serios are nevoie de acest parcurs tradițional. Trebuie să accesezi și o bibliotecă, trebuie să te duci la sursă, trebuie să faci drumul către sursă, trebuie să-ți asumi un anumit tip de efort care te implică cu totul. Fizic, psihic, trebuie să acorzi și mai ales din punct de vedere al timpului. Trebuie să te dedici acest tip de efort. Ce vă pot spune din experiența personală și probabil că aici nu mă veți contrazice, este faptul că, apropo de efort personal, întotdeauna o carte citită, o carte tradițională citită, eu de obicei când citesc cu creionul în mână și subliniez ideile care, cu care rezonez sau pe care vreau să le rețin, are un alt tip de reverberație în noi, în memoria noastră, decât cartea pe care o citim în virtual. Ecranul care ne desparte de informație, de orice tip este această informație, este un zid și de memorie. Adică eu m-am găsit în situația în care atunci când am citit ceva, am memorat mult mai ușor și mult mai profund decât atunci când am citit o informație pe net. Înțeleg, dar eu cred că mai există și o barieră emoțională. Ecranul neutralizează formatul cărții. Poți să citești de la Kant la, și ne dorim la această barieră emoțională? Eu sunt un om care vreau să rămân emoțional. Pentru că altfel n-aș putea să rămân... Într-un fel, să știți că și asta face internetul. Uniformizează. Ne răcește la nivel uman. Vis-a-vis de informația cu care avem de-a face sau în general? În general vorbesc. În relația, nu știu dacă ați studiat... Păi din contră, ar fi unii care v-ar putea spune că un netul ajunge un erzaț de socializare, să nu mai vorbim de acele celebre rețele, unde poți intra în contact, nu știu, cu un japonez, de exemplu, sau cu cineva din America de Sud. Eu cred că experimentul și întâlnirea noastră față în față, acum, când ne privim în ochi, când dumneavoastră mă vedeți pe mine în carne și oase și eu vă văd pe dumneavoastră și avem o comunicare și de chimie personală, da, nu poate fi egală dacă noi am fi în două colțuri ale lumii diferite și am comunicat prin internet. Bineînțeles. Nu cred. Internetul este gândirea magică
printre noi, obiectualizată, perfect, avem de-a face cu tot ce ne-am dorit, suntem în același timp în mai multe locuri. Cred că internetul cred că este matematică. De altfel, el așa a și pornit, ca un computer care memorizează date. Dar a evoluat către datele noastre emoționale și nevoile noastre profunde. Știți, se pare. Apropo de asta, am văzut o caricatură la un moment dat, cred că în Jurnalul Național, în care la o mormântare defunctul avea 10.000 de prieteni pe net și 2 prieteni care veniseră la mormântare. E, asta e bun. Cam asta este. E o morală. Știți, aici, cam amară, asta, dar e, cam există. Asta înseamnă emoția reală și emoția virtuală. Și emoția, vorbesc la nivel uman, între două persoane, dar și emoția pe care o avem vis-a-vis de informația culturală. Vă dau un exemplu. Operăm cu Mona Lisa, un reper de cultură universal acceptat de toată lumea, da? Niciodată nu vom avea aceeași trăire în fața computerului, în fața ecranului, văzând acest tablou, comparabil cu sentimentul, cu trăirea pe care o vom avea în fața tabloului în sala de la Louvre după ce am stat 3 ore la coadă. Am văzut că comisarul european Vivian Reding la un moment dat promova chiar acest tip de avantaj al digitalizării. Faptul că oamenii nu mai trebuie să stea 3 ore la coadă să o vadă pe Mona Lisa. Păi eu cred că tocmai asta este frumusețea, efortul pe care îl facem să ajungem este la... Este un ritual acolo. Este un ritual, da. Exact. Adică și o inițiere. Este exact ca drumul, ca parcursul pe care îl facem în viață pentru a dobândi orice. Fie că dobândim un titlu academic, fie că dobândim o poziție socială, fie că dobândim, nu știu, o victorie personală sau un moment de fericire personal. Este un parcurs, este un drum, este un efort. Care totuși altfel trebuie ne-am precizat. Aliena. Este foarte adevărat, dar acest drum, acest parcurs și acest efort integral nu este chiar la îndemâna tuturor. Trebuie să ai și niște resurse, trebuie să ai și niște posibilități. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că... Apropo de resurse și de posibilități, aș putea spune că vă contrazic. De cele mai multe ori, pentru că mi s-a mai spus acest lucru, mi se scrie des pe blog, la revistă, oameni care cumva sunt contemporan cu toate călătoriile mele, pentru că eu sunt un tip de turist cultural. Și oamenii îmi spun deseori, doamna Jucan, dumneavoastră călătoriți des pentru că vă permiteți. Nu pentru că îmi permit, ci pentru că direcționez resurse spre această preocupare a mea, pentru că fac eforturi financiare în această direcție. Adică vreau să vă spun că eu când am împlinit 18 ani, mi-am promis înainte să împlinesc 18 ani, pentru că era momentul în care puteam avea pașaport și puteam ieși din țară singură, mi-am promis să-mi doresc Parisul. Parisul a fost orașul meu, sau dacă vreți, cadoul meu aspirațional în copilărie. Făceam colecție de vederi cu Parisul și am plecat la Paris. Știți câți bani am avut pentru 4 zile de stat la Paris? $100. Pe vremea aceea nu exista euro. Și din 100 de dolari cu care am trăit 4 zile la Paris, sigur găzduită de niște prieteni, am dat $36 să mă duc la o piesă de teatru unde juca Belmondo, care atunci era, sigur, un actor... Ați vrut să puneți mâna pe Dumnezeu. Adică, nu știu, criteriul financiar nu cred că este o barieră. Psihică poate să fie. Psihică, da. Adică cred că așa cum ne mobilizăm la un moment dat într-o familie, să ne cumpărăm frigider, să ne cumpărăm, nu știu, să ne schimbăm mobila în casă, să ne cumpărăm o mașină mai bună, cred că putem face un efort să o vedem pe Mona Lisa reală la ea acasă. Aveți o viziune optimistă. Asupra omului în general, vreau să spun. N-am o viziune optimistă, am o viziune personală, pentru că eu sunt un om care s-a născut foarte sărac. Avea toate datele să eșueze într-un destin banal și care s-a realizat din punct de vedere financiar, muncind, și care în același timp nu s-a abrutizat și care în același timp s-a cultivat permanent. Și atâta timp cât eu am văzut că pot eu însă, repet, pornind nu de la zero, pornind de la minus,
Adică eu sunt un om care în primii ani de viață a crescut la căminul săptămânal, mă luau acasă sâmbăta și duminica, părinții mei au divorțat când aveam 4 ani. Au fost ani de zile în care aveam o singură rochiță și o singură pereche de sandale cu care mă duceam la sărbări. Am fost în primii ani de școală generală îmbrăcată din hainele fetelor învățătoarei mele, care știa situația mea materială destul de precară. Nu m-am născut un om bogat și ceea ce fac astăzi, faptul că înconjor lumea și faptul că mă duc la Met să o văd pe Ana Netrebko sau faptul că mă duc, nu știu, la Tel Aviv să-l ascult pe Zubi Mehta dirijând Sinfonia Noua de Beethoven sau faptul că mă duc să văd, nu știu, Uffizii la Firenze sau faptul că am o preocupare, să știți că este un continuu efort. Adică nici acum nu sunt un om extraordinar de bogat. Sunt un om care, atât cât are, prioritizează altfel. Da, pledoaria dumneavoastră este foarte, foarte convingătoare, să sperăm că... Adică nu sărăcia este un impediment sau nu lipsa banilor este un impediment pentru a deveni... Dar lipsa informației poate să fie un impediment. Sau... Mizele internetului, cred că în primul rând acestea au fost și mare victorii. Internetul e gratis. Vi se pare că societatea în care trăim este mai inteligentă? Nu, dar mizele lui au fost în a aduce informația în casele tuturor, cel puțin în mod teoretic. Dacă nici nu știm măcar că Uffizii există, sau Pitti, sau Boboli, sau cine... Aceasta este miza. Întrebarea mea este, vi se pare că societatea în care trăim este avansată din punct de vedere intelectual? Mie nu mi se pare deloc. Depinde. Pe traiect tehnologic, am putea spune că ne apropiem de minuni. Este, da, nu, facem miracole deja în domeniul științific. Nu, societatea este avansată din punct de vedere tehnologic. Ea este inegal această performanță. Este dispus inegal. Domnul Păru, mai cercetători și mai nobeliați încă își iau informația din structura clasică. Nici nu se poate altfel. Dar oamenii, ca să aibă acces la această structură, au nevoie de o platformă și ei trebuie să fie informați. Deci ca să putem constata... Eu m-aș bucura, eu sunt la un punct al existenței mele în care mai am încă, sper să mai am încă o perioadă lungă de timp să văd că societatea în care trăiesc a evoluat uman, intelectual, social, emoțional, datorită acestei revoluții a internetului. Motiv pentru care vă propun să ne mai revedem peste câțiva ani și să mai facem o diagnoză a societății. Da, înțeleg că sunteți în așteptare deocamdată vis-a-vis de rezultatul pozitiv. Nu sunt în așteptare, sunt sceptică. Păi, cam știi, același lucru. Știți de ce? Pentru că internetul îți oferă acces la informație, dar în același timp îți fracturează efortul, căutarea, curiozitatea, drumul și, într-un fel, mi se pare că îți alienează profunzimea. Știți, tot ceea ce cred că este dobândit ușor, se și duce ușor, cred, exact. Așa spune vorba bătrânească. Asta vreau să cred că nici nu se conservă. Da, este, marele, extraordinarul câștig este faptul că poți accesa, cel puțin în teorie, absolut orice, cu o viteză absolut fantastică și poți avea acces peste tot. Pe de altă parte, acest lucru te face cumva superficial, nerăbdător, lacom și până la urmă nu te alegi cu mai exact, nimic. Exact. Aproape că... Mesteci în continuu exact. Și niciodată nu a pus să dai seama undeva, ce se întâmplă. Nu mai rețin exact numele scriitorului care spunea că este de preferat să știi puțin despre lucrurile esențiale ale culturii decât să știi mult despre nimicul. Și care să te hrănească cu adevărat. Exact. Păi bănuiesc că în proporție, din păcate, dacă nu depășește 90%, ceea ce consumăm este junk, este gunoi. Nu avem nevoie de acea informație. Atâtea bannere care ne iau ochii. Exact, atâtea... și cred că într-un fel internetul vine în același timp cu acest tip de capcană. Lipsa de filtru, noi nefiind capabili să facem acest filtru, înmagazinăm foarte mult ceea ce ni se dă, nu știm să decelăm. De aceea cred că mai avem încă nevoie de reperele acelea
clasice, de, cred că avem nevoie de mari clasici. Dacă apucăm să citim într-o viață de om mari clasici, cred că suntem mult mai luminați și mult mai buni decât dacă citim foarte multă informație contemporană pe net. Haideți să legăm tot ce am vorbit până acum, apropo de educație, apropo de parcursul dumneavoastră, apropo de efortul dumneavoastră de succes, de autoeducare pe care l-ați adus în discuție aici. Și apropo de această, hai să spunem, capcana a netului pe care o oferă informația, cel puțin așa cum o vedeți dumneavoastră. Cum putem face acea selecție valorică și cum ne putem construi într-un sens, să spunem, constructiv vis-a-vis de această informație culturală, care să ne hrănească? Să nu mai eșuăm în atâtea fast food-uri culturale. E greu de răspuns cu o rețetă la această întrebare. Iarăși revenim la modele, la oameni care ne influențează, la oameni care ne îndrumă, la familie, la modelul familial. Mie, mama mea mi-a dăruit, spun, cea mai mare moștenire pe care mi-o putea da o familie bogată. Mi-a dăruit o bibliotecă pe care și acum o vizualizez ca pe un perete întreg, pentru că pe vremea lui Ceaușescu știți că practic supraviețuirea era cultura sau cultura era forma de supraviețuire. Mi-a dăruit această bibliotecă. Și de evadare, exact. Da. Mi-a dăruit această bibliotecă clasică și ea a rămas un reper din copilăria mea și până astăzi. Depinde foarte mult cum alegem sau cum decelăm, ține foarte mult de ceea ce ne înconjoară, de cine ne înconjoară, de ce tip de personalitate suntem, de ce tip de aspirații avem, de ce... Eu m-am trezit în fața uimirii, aș putea spune cu mici excepții generale, a faptului că la 40 de ani cât am astăzi, m-am decis să mai fac un efort, să fac un efort și să fac încă o facultate destul de grea, studiul de aici, și mi-am dat seama cât de, nu știu dacă superficială, dar cât de atrofiată este lumea vis-a-vis de această preocupare a evoluției personale. Adică la întrebarea, da, de ce mai faci acum încă o facultate sau da, de ce faci această facultate sau și mai nici nu știu cum să-i spun, prostească întrebare, și ce vei ieși după această facultate, vă rog să mă credeți că de multe ori am fost atât de perplexă încât nici n-am știut ce să răspund. Foarte puțini oameni mi-au spus ce frumos, ce admirabil că găsește, vă spun, este un efort. Este un efort de timp, este un efort de concentrare, este un efort de viață. Practic te deviază de la proiectele tale, de la modusul tău de viață curent. Dar pur și simplu în alt mediu bănuiesc. Exact. Și văd că societatea în care trăim nu numai că respinge o astfel de alegere, este complet uimită. În general, oamenii se iau cu viața și cu supraviețuirea. Dar și evoluția noastră, cred că ar trebui să fie paralelă cu aceeași nevoie de a ne hrăni. Ne hrănește televizorul și internetul, slavă Domnului. Eu cred că ne alienează televizorul și bineînțeles, am spus, am făcut partea de avocat al diavolului aici. Deci ne bazăm foarte mult totuși pe această media, deci pe aceste instrumente, să știți. Sunt consumator de mezzo. Și atunci sunt alte lucruri la mezzo. Da, pot să vă spun că m-am bucurat de multe ori să adică m-a inspirat, adică și pe mine m-a inspirat televizorul. Iată, după ce l-am văzut pe Lang Lang live la Salle Pleyel la Paris, l-am ascultat altfel pe mezzo. Și ascultându-l într-un alt concert cu mai mare simpatie? Ca și când ne-am fi cunoscut personal. Știți, de asta încurajez foarte mult tot ce ține de contact direct, exact. Pentru că emoția pe care ți-o dă prezența ta fizică în fața unui act de cultură, repet, indiferent de ce tip este el, că este o carte, că este un tablou, că este o muzică, că este un monument, un parc, orice,
este incompatibil, deci nu se poate substitui, deci niciun net de pe lumea asta, niciun site, niciun tool virtual. În primul rând, nu ești în spatele unui ecran, nu ești securizat și nu poți fi relaxat într-un contact direct. Numai dacă ar fi vorba de o rutină extraordinară. Vorbim de real versus virtual. Dar și cu asta cred că am spus totul. Depinde ce tip de existență ne dorim și depinde ce tip de personalitate ne dorim. Ne dorim o personalitate reală sau una de tip virtual sau una de tip iluzoriu sau... Cred că asta ține de alegerea noastră. În momentul istoric în care suntem, fără a vorbi, Doamne ferește, în să spunem în formule de-astea pompoase, totuși pare să spună că viitorul este al virtualului și că digitalizarea existenței noastre este cumva decisă. Este foarte probabil. Atunci nu mă rămâne decât să fiu fericită că o mare parte din viața mea mi-am trăit-o încă înainte ca viața mea să fie complet dominată, de fapt nu dominată, să nu mai pot scăpa din această dominație. Pentru mine, vă dați seama, ca jurnalist, ca manager, ca om care trebuie să fie informat, care își dorește să fie informat, internetul este un instrument util, foarte util. Eu aici nu pledez nici pentru inutilitatea internetului, distrugerea lui, nici pentru negarea lui, însă este un instrument de care mă folosesc. Nu las să mă folosească. Asta este marea problemă. La un moment dat devenim dependenți cu toții. De aproape că nu se mai poate. Nu faceți parte din categoria celor care vin. Cred că devenim captivi, însă știți... Vin acasă și deschid laptopul. Știți de ce am capacitatea de a mă opune unui fenomen atât de puternic și atât de bine structurat precum internetul? Tocmai datorită personalității mele culturale formată în mod tradițional. Da, numai că în acest caz bătălia înseamnă că ar trebui pierdută, pentru că cei tineri, cei de astăzi, cei care au de face efectiv cu domeniul de învățământ, ei au de face cu tableta, cu laptopul. Cred că ține cumva și de noi ca formatori de opinie, de generațiile care am cunoscut și alt tip de societate. Și hai să spunem și alt tip de plăcere. Și alt tip de plăcere, exact. Să echilibrăm cumva, sau nu știu dacă putem echilibra balanța, dar de a prezenta și un alt tip de model. Da, și să spunem că nu frumusețăm lucrurile, ci pur și simplu poți să ai atâtea relații sau să spunem atâtea tipuri de iubire vis-a-vis de fiecare carte pe care o parcurs sau fiecare tablou sau fiecare concert. Dacă tot apropo de cărți, am venit aici să vă arăt ce mă emoționează pe mine ca om consumator de cultură. Am aici jurnalul Holograph din 1931 al prințesei Jeanne Bibesco. Da, este un document. Care este un document, exact. L-am primit cadou de la un om foarte drag mie, care mă știe și care l-a cumpărat dintr-un anticariat vechi din Paris. Și eu vă invit să-mi răspundeți dumneavoastră la întrebarea, sau invit pe oricine să-mi răspundă la întrebarea, dacă emoția pe care o ai citind însemnările prințesei despre întâlnirea ei cu premierul Franței Comb, de pildă, aici, cu stilou, cu cerneală veche, cu scrisul ei, cu personalitatea ei care se regăsește în aceste rânduri, dacă se poate compara sau dacă poate fi transferat acest document citindu-l pe internet. Informația, bineînțeles că poate fi stocată, dar emoția e complicat. Cred că se lucrează la digitalizarea emoțiilor. Despre acest tip de vibrație vorbesc eu când spun că este bine să utilizăm noile instrumente, dar să nu ne lăsăm luați într-un soi de prizonierat absolut al lor. Da, ceva din acel celebru film Matrix se pare că în mod inevitabil va fi. Apropo de filme, spuneți-mi, ați mai văzut filme
comparativ filmele de astăzi cu filmele Să vă dau un exemplu. În care filmele de astăzi sunt eminamente focusate pe efecte, pe tot ce înseamnă zgomot, impact. Impact, dar impact puternic, impact, și pe foarte puțină, pe foarte puțină artă și capacitate actoricească a personajului. Știți că înainte, practic, un film era făcut de jocul, de privirile, de emoțiile, de talentul, practic, unor actori. Acum actorii trec în plan secundar și tehnologia este... Și acțiunea, propriu-zis, așa zis. Și acțiunea este în... Apreciez și mă reîntorc și văd cu plăcere un film vechi și mă lasă rece un film nou. O să înseamnă că o să vă facă foarte mare plăcere să vizionați un film absolut superb, semnat de Wes Anderson, Grand Hotel Budapest. Este făcut pe rețeta veche. Există niște jocuri actoricești acolo absolut remarcabile. Este cu Murray Abraham, care face un rol senzațional. Nu numai el, un film făcut efectiv, un film de artă, făcut la amănunt, fiecare replică, chiar dacă apare un singur actor care spune trei cuvinte, sunt date absolut perfect. O să aveți o foarte, foarte mare satisfacție. Eu cred că tot ceea ce este... Dar este o excepție, într-adevăr. Eu cred că tot ceea ce este vechi, cu ghilimelele de rigoare, va rămâne valoros. Gândiți-vă, transbordându-ne astăzi, de ce tot ce este vintage? Nu contează că vorbim despre o rochie Yves Saint Laurent, sau că vorbim despre o carte, sau că vorbim despre o bijuterie, sau că vorbim despre un Fabergé. Are altă valoare și financiară și altă... Când suntem... Când intrăm în posesia unui obiect vechi, ne simțim mai bogați. Simțim că avem o mică comoară, practic. Da, pentru că... Adică nu cred că se va devaloriza declarația drepturilor omului în declarația de independență, pardon, a Statelor Unite. Am văzut-o la Washington anul trecut. Este o sală întreagă într-un muzeu și este expusă și are o... Este un punct de reper național. Ea este și pe internet. Da, este. Însă nu va avea niciodată, știți, faptul că ea se, sala este luminată cu o semi-obscuritate pentru a o conserva, arată grija pentru ea. Da, dar e bine de spus, arată... că toți copiii sunt plimbați acolo, duși de mână, de profesori, să vadă. Și eu vă mai spun altceva. Aș da oricând toată informația de pe net pentru Biblioteca Vaticanului. Cea adevărată. Cea adevărată. Da, trebuie să spunem. Oricând aș face acest schimb. Oricând. Vreo 60 sau 80 de kilometri numai de arhivă, se pare. Deci vorbim despre valori de necuantificat. Da, într-adevăr, trebuie să mai spunem, să mai precizăm un lucru. Pe internet există doar ceea ce s-a pus pe internet. Lumea reală și informația reală, slavă Domnului, este încă în tridimensionalitatea și va rămâne, adevărată. Veți vedea că vor fi foarte multe lucrări și foarte multe documente. De ce documentele adevărate rămân în arhive secrete, în biblioteci secrete sau, mă rog, în biblioteci deschise cercetătorilor? Anumitor cercetători. Pentru anumitor cercetători, exact, privilegiați. Și la Vatican trebuie pentru să aibă o anumită aprobare. Exact, pentru că există această preocupare pentru valoare, pentru ceea ce este valoros. Da, pentru că se pare că cele sunt lucrurile care cu adevărat ne interesează și care pot avea importanță pentru noi toți, exact. Vorbea de societate. Doamna Floriana Jucan, vă mulțumesc pentru participare. Din păcate, aici trebuie să punem capăt dialogului nostru. Sper ca cei care ne-au urmărit să fie într-un număr cât mai mare și să se fi lăsat convinși de pledoria dumneavoastră pentru tradiție. Sunt... perfect de acord cu dumneavoastră că lucrurile valoroase nu dispar. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne ascultați. Rămâneți în continuare pe RFI. Cu multă.